Pești, bună și mă bucur să te am aici alături de mine. Ce faci tu? Cum ești? Aceasta este citirea ta în care vom explora energiile folosindu-ne de etalarea de tip crucea celtică. Dar mai întâi aș vrea să extrag un card din acest oracol Moonology, să văd pentru tine, foarte interesant, uite, și la vărsător a ieșit zodia opusă vărsătorului, iar la tine iese zodia opusă ție, fecioară, lună plină în fecioară. Nu! Nu e fecioară, e scorpion, scuze. E asemănător acest semn cu cel pentru fecioară, dar nu este fecioară. Respiră prin această tensiune prin care tu, sau pe care poți să o experimentezi. Tu ai avut parte de această lună plină în zodia ta, în zodia pești și eclipsă parțială, din câte am înțeles. Clarifică-ți gândurile pentru că această perioadă te ajută să eliberezi ceea ce nu îți aduce claritate în viața ta. Clarifică-ți gândurile. Și avem cardul pentru zodia Gemeni. Poți să ai de a face cu un gemeni sau cu o balanță, din câte văd eu aici. Și mesajul acestui card este: fă-ți timp pentru iubire de sine. Cred că a primit Capricornul acest mesaj. Ok, deci o anumită tensiune și nu uita că în perioadele acestea de lună plină, într-adevăr, lucrurile sunt mai tensionate, energia este mai intensă, oamenii sunt poate chiar mai agitați. Tu, fiind un semn de apă, am observat că a și plouat foarte mult în această perioadă. Nu e nimic, mulțumim cerului pentru toate, dar în același timp, nu uita că în aceste perioade de lună plină, cumva lucrurile de care tu trebuie să te eliberezi ies la suprafață și tu, conștientizându-le, poți să te eliberezi de ele. Ok, nu băgându-le sub preș, nu? Ci conștientizându-le. Hai să văd care este situația ta pentru pești. Asul de monede. Asul de monede vorbește despre un nou început, ceva, poate chiar o sumă de bani pe care tu ai primit-o. Văd și soarele, succes. Asul de monede poate fi un nou început care reprezintă așa o sămânță foarte valoroasă ce te poate duce la acest soare, la succes. Da? Mai văd și cartea Justiția aici și 9 de spade. Spun pentru că îl văd, dar cred că anumite griji tu le lași în urmă. Pentru că am văzut acel 9 de spade și trebuie să adresez energia lui pentru că altfel nu e corect din partea mea. Și văd și Justiția. Hai să văd blocajul în această situație. Care este blocajul în această situație pentru pești? Nehotărârea. Blocajul îl reprezintă nehotărârea. Și regina de monede. Văd aici la baza pachetului. Poți să ai de a face cu o fecioară, un capricorn, un taur în viața ta. Și uite, vezi tu, văd și regele de monede. E ceva aici ghidat de divinitate în ceea ce privește finanțele tale. Regina de monede mai poate reprezenta și cartea abundenței. Este o persoană muncitoare, este o persoană devotată muncii sale și familiei în același timp, dar regina de monede este cartea abundenței. E o carte de monede. Și situația pentru tine, în situația de față, avem acest nou început care e posibil să fie pe finanțe, posibil să te ducă la acel soare care vine cu succes.
Însă blocajul îl reprezintă indecizia. Ok. Ce avem aici în subconștientul tău pentru pești? Regele de spade. Și 8 de bâte. Poți să ai de a face cu o persoană din Gemeni, Balanță, Vărsător. Și ai această persoană în subconștientul tău. Tu comunici chiar, poate, telepatic cu această persoană. Da? Și văd și Hierofantul. Hierofantul poate vorbi despre... Vorbește, este o carte a spiritualității în genere. Dar Hierofantul reprezintă acel om apropiat de divinitate. Ok. Interesant. Ce lași tu în trecut? Ce lasă peștișorul nostru în trecut? Peștii. Ce lasă? Diavolul. Un capricorn? Sau o energie toxică? Multă atracție mai poate vorbi. Văd și această energie a împărătesei. Energie feminină. Toxicitate. Lași în urmă și asta e minunat. Lași ca lucrurile toxice să rămână în urmă. Și în gândurile tale, ce ai tu în gândurile tale? Hai să văd. Cavalerul de cupe este energia ta. Și nouă de spade. Nu știu, ai o anumită ofertă pentru cineva anume sau cineva anume are o anumită ofertă pentru tine și tu la asta te gândești. Cavalerul de cupe vorbește despre frumusețe, vorbește despre comunicarea aceea armonioasă și plăcută, cu mesaje romantice, cu mesaje dulce așa și iubitoare și plăcute celui care le ascultă, dar și ție cumva. Pentru că aceste mesaje împlinesc sufletul și al celui care oferă, dar și al celui care primește. Viitorul apropiat, ce avem în viitorul apropiat pentru tine? Cavalerul de monede. Posibil ca lucrurile să se desfășoare încet, să existe un soi de... Și este un alt cavaler, vezi tu? Un soi de încetineală în a evolua lucrurile, posibil să existe și o distanță, să te gândești, să parcurgi o anumită distanță, să faci o anumită călătorie, să te îndrepți înspre această persoană, doar că lucrurile merg încet. Și sigur, cavalerul de monede este un cavaler de încredere, este recunoscut pentru această trăsătură a sa. Dar încet. Încet. E un personaj foarte încet. Uneori poate fi resimțită această energie ca și o stagnare, deși nu este. Sunt lucruri pe care noi le facem în mod zilnic și care însumate pot duce la un anume rezultat. Dintr-o dată nu prea obținem mare lucru. Ok. Sfatul sau starea ta emoțională, ce avem aici? 10 de cupe și 4 de monede la baza pachetului. 10 de cupe vorbește despre împlinire emoțională. De ce acest 10 de cupe? Cu cine împărtășești tu acest 10 de cupe? Sunt curioasă să aflu. Acest detaliu poate te ajută și pe tine. Cu cine împărtășești tu împăratul? Poate fi un berbec, taur sau o persoană foarte autoritară, foarte de multe ori rigidă așa și hotărâtă, de rang superior unii dintre ei, dar acest divin masculin
față de care tu și cu care îți dorești acest nou început, să pășești în necunoscut, să vezi cum ar fi dacă aș fi cu această persoană. Ok? O persoană care îți aduce și împlinire și ești sfătuit să mergi pe această tangentă. Ce avem în energia care vine din exterior pentru pești? Sau felul în care tu ești perceput de cei din jur, pajul de bâte. Pajul de bâte poate reprezenta un copil. Pajul de bâte mai poate reprezenta entuziasm, optimism, bucurie, trăire maximă. Vine cu foc acest paj de bâte și avem și 9 de monede. Poți să ai de-a face cu cineva foarte independent, plin de viață în același timp, dar și foarte focusat pe independența sa materială. Sau să îți recâștigi independența față de această persoană, acest paj de bâte. Frica sau speranța ta. Ce avem în frica sau speranța ta? 2 de cupe. Ok. Și 2 de monede. E nevoie să iei o anumită decizie, vezi tu, pentru că 2-2 despre asta am vorbește. Da, 2 de cupe este cartea parteneriatelor. În același timp, 2 de monede îmi arată faptul că tu jonglezi și parcă și amâni o anume decizie în legătură cu această persoană pe care tu o iubești. Hai să vedem rezultatul posibil obținut pe final de perioadă. Și 2 de cupe este acea legătură care eu mereu spun. Atunci când te uiți în ochii cuiva și simți că acea persoană e cu tine, simți că acea persoană te-a înțeles de fapt ce ai vrut tu să spui, poate chiar dacă nu ai scos un cuvințel, simți că este cu tine, e conexiune acolo, e sclipire în ochișori. Care este rezultatul posibil obținut? Hai să vedem pentru pești. 8 de bâte și să știi că s-a întors o secvență de cărți și era 8 de bâte tot... Era primul card pe care l-am văzut. Și 5 de bâte aici. 8 de bâte vine cu comunicare. Mesaje trimise înainte și înapoi, adică... cumva o reciprocitate așa în mesaje, nu doar unul comunică și celălalt doar primește mesaje. Dar văd și acest 5 de bâte, ceva ce aduce conflict cu această regină de spade și soarele. Regina de spade poate reprezenta o persoană care are o claritate mentală foarte... E cea mai independentă și în același timp clară în gândire persoană din tot tarotul, reprezentată în întregul tarot. Dar văd și acest 5 de bute și nu știu de ce. Ce îți va aduce ție această comunicare? Hai să văd pe final de perioadă. 3 de monede. O colaborare. Și văd și regina de monede aici, poate o îmbunătățire a statutului tău în ceea ce privește finanțele, pentru că treiul de monede vorbește și despre această apreciere pe care acel personaj o primește pentru abilitățile sale de a lucra și de a construi și de a colabora, de a lucra în echipă. Împreună cu această carte, regina de monede... poate fi un semn de pământ sau să reprezinte chiar abundența. Ok, hai să văd și ceva mesaje adiționale pentru tine. Mesaje adiționale pentru pești.
Recuperare, succes, bineînțeles, pentru că tu ai primit și soarele la baza pachetului și abundență. E ceva în legătură cu abundența ta. Trebuie să alegi o direcție nouă, choose a new direction, dar văd succes și recuperare după o perioadă în care poate ai avut parte de o anume toxicitate aici, de lucruri care au mers așa și așa. Nu uita să respiri pe parcursul acestei perioade intens resimțită de tine și clarifică-ți gândurile. Ok, dragul meu, peștișor, îți mulțumesc tare pentru faptul că mi ești alături. Nu uita, dacă rezonezi, să te abonezi canalului. Acum este deschisă și secțiunea de membri pentru cei care își doresc acest lucru. Eu vă mulțumesc și vă îmbrățișez așa cu recunoștință. Vă aștept pentru citiri personale, bineînțeles, și atât cât îmi permite timpul. Și ne vedem curând. Vă pup! Pa, pa!